La ultima ședință a Senatului Universității Tehnice Cluj-Napoca, din care face parte și Centrul Universitar Nord Baia Mare, s-a luat decizia ca anul universitar 2021-2022 să înceapă în sistem față-înfață, cu observația că se va ține totuși cont de situația epidemiologică legată de noul coronavirus. Noi sperăm că de la 1 octombrie să intrăm în anul universitar următor, în sfârșit, după un an și jumătate, în condiții normale de activitate educațională. Ceea ce înseamnă că spațiile de învățământ urmează să fie deschise, studenții să vină în amfiteatre, în sălile de laboratori, căminele, cantinele deschise de asemenea. În aceste condiții, studenții vor trebui să se prezinte la secretariat pentru a depune cereri în vederea obținerii unui loc în cămin. Se intervine o schimbare față de anii trecuți, pentru că anii trecuți studenții la admitere, admiterea fiind atunci față în față, deci cu depunerea fizică a dosarului, depuneau dacă doreau și cerere pentru cazare la cămin. Acum înscrierea a fost online, în integralitate, deci ceea ce înseamnă că probabil că la începutul lunii septembrie vor veni la secretariatele facultăților să depună cereri pentru cazare la cămin. Vicepreședintele Senatului Universității Tehnice Cluj-Napoca speră ca evoluția epidemiologică să nu strice dorința și intenția de a reveni la normalitate în privința desfășurării cursurilor. El subliniază că numărul studenților, atât la categoria cu taxă cât și la buget, a rămas aproximativ același ca în anul universitar precedent.